Kerkez a avut mai multe probleme de indisciplină, fiind suspendat din lotul echipei și trimis să se antreneze cu juniorii, însă nimeni nu i-a putut contesta abilitățile sale de jucător. Cum fotbalul este un joc de echipă, mijlocașul a înțeles că trebuie să lase orgoliul deoparte și să facă o colaborare cât mai bună, atât cu staful tehnic, cât și colegii. Kerkez a reușit într-un timp foarte scurt să devină al doilea marcator al echipei, aflându-se la un pas să legaleze pe Bucă. Evoluția sa bună a fost remarcată la sfârșitul partidei cu FCM Aventur Reghin. Care și-a dat seama că fotbalul de performanță se face prin muncă, prin ambiție, prin dăruire și prin joc exemplar. În primul rând, eu i-am spus și am vorbit cu el tot timpul, trebuie să fie coleg și cu echipier cu ceilalți, iar în momentul în care tu dai totul pentru fotbal și fotbalul te răspândește. În ceea ce privește situația lui Alin Roman, Mucur Porumbacu a declarat că luni o să am o discuție cu cei doi asociați, să vedem, pentru că deja am purtat discuții cu cei de la Titu și cu cei de la Alexandria și am căzut la înțelege cu ei să ne dea acte. Rămâne doar încetul să rezolve, am zis, tatălui sau unchiului, se va duce personal luni, băiatul de luni să vină să prezinte la antrenament și urmând